Și a venit momentul să vă spun și vouă, prietenilor mei, sau vechilor mei prieteni, vecini, cunoscuți, săteni, cei care îmi știți poarta, cei care îmi știți casa, cei care m-ați văzut în multe moduri și în multe feluri, și înainte de pocăința mea, și după pocăința mea. De multe ori nu aveți idee. Nu aveți idee cât de mult plâng pentru mulți dintre voi. Și Dumnezeul meu știe asta. Dar a venit momentul ca să vă spun un mesaj din inima mea, să vi-l spun pentru voi, prietenii mei, special prietenii mei care mă cunoașteți, care îmi știți numele, care îmi știți familia, care îmi știți unde am crescut și multe lucruri ce am făcut. Vă respect și vă iubesc și Dumnezeul meu mi-este martor. Chiar și înainte să încep să apăs butonul, să recordez această, să înregistrez această predică, am plâns pentru voi. Pentru că știu că sunteți în drum spre iad. Pentru că odată mergeam, ne plimbam, călătoream împreună. Odată noi am fost una și acum nu mai suntem una. Dar am plâns pentru că știu că dacă muriți în starea în care sunteți, destinul vostru este tragic, este fatal. Și am crescut cu voi și vă văd chinuit de diavolul cu tot felul de lucruri care le aveți în cap, unii în vârstă, cu religia voastră, cu tradiția voastră, alții tineri cu tot felul de vicii și tot felul de înrobiri. Mă cunoașteți și știți cine sunt. Sunt fiul lui Loloș. Și ca să înțelegeți că eu vorbesc despre voi care mă cunoașteți, tinerii și prietenii mei, vechii mei prieteni, vreau să vă spun câteva lucruri care pentru noi este o amprentă puternică în sufletul nostru, unde noi am crescut. Știți bine cum treceam pârleazul, nu-i așa? Și de câte ori treceam pârleazul ăla. Știți bine potecile din spatele grădinilor sau când plecam pe luncă. Indiferent unde am merge în lumea aceasta, dragilor, pentru noi este o amprentă puternică și solidă în sufletul nostru. Noi vom muri cu locurile astea. Noi am copilărit diferit. Pădurile și pescuitul, băile în timpul verii, cum le făceam. Când ne jucam țigluțe, mai țineți minte? Ne jucam țigluțe și sau ne jucam ascunse pe perechi, când ne ascundeam sub clări. Țineți minte, nu? Sau când ieșeam noaptea și mâncam semințe și stăteam la tei, mă țineți minte? E bine, eu le țin minte bine, foarte bine. Mai ales că știți în ce familie am trecut și cum am trăit. Eu nu prea dormeam nopțile. Eram mai mereu pe afară, de multe ori eram mai pe fugă. Știți bine că am avut multe probleme și multe lucruri cu tata care a băut. Vă respect mult pe voi, mai ales ăștia în vârstă. Poate voi nici nu apucați să ascultați acest mesaj, dar am stat cu voi în detaliu și v-am spus despre Hristos și din toate punctele de vedere v-am luat și unul dintre voi m-ați crezut deplasat, nebun sau dragi, îmi știu extrem de bine Biblia. Nu aveți idee. Cu Biblia sunt în fiecare zi. Sunt un om care Dumnezeu l-a ales pentru generația aceasta și port o mare povară, nu doar pentru rudele mele, ci și pentru voi, dragilor. Voi sunteți Ierusalimul meu. Pentru că de acolo am început să predic în Fapte, capitolul 1, Dumnezeu le-a spus apostolilor să rămâneți în cetate până veți primi Duhul Sfânt.
să rămâneți în Ierusalim și din Ierusalim să începeți propovăduirea. E bine, ar fi fost o nebunie, cred eu, să mă duc să predic în alte țări, în alte orașe și să nu încep din Ierusalimul meu, nu? Sau vorba Apostolului Pavel, din Tarsul meu. E bine, cu voi am început predicarea, voi mă știți chiar de când am pășit în fașele sau în scutecele pocăinței, să zicem așa. Și unii m-au desconsiderat, alții ați crezut că-s nebun. M-ați văzut de multe ori că predic public, că ies cu amplivoxul pe stradă și vă spun și am încercat să iau fiecare stradă din locul meu la rând și să vorbesc la unul la unul direct cu voi și public cu amplivoxul. Și toate acoperișile statului nostru au auzit în acele momente și nu odată că Iisus Hristos este Domnul. Hristos m-a schimbat, dragi sătenii mei. Vă respect și n-aveți idee. N-aveți idee. Dar noi nu slujim aceluiași Dumnezeu, să știți asta. Sunt foarte puțini oameni sfinți în locația în care noi suntem și vreau să vă citesc câteva texte care le am pe inimă și lucrurile care zac în inima mea. Dorința mea numărul unu este să citiți Biblia. În viață, la cum am crescut și la cum, prin lucrurile care am trecut, consider că am fost un om puternic. Mai ales că n-am putut să mă iau după oameni. Am fost un om care nu mă puteam călăuzi după cineva. Am fost și sunt un om ferm, care nu poate o religie să-mi spele creierul. Nu se poate. Am fost prea deștept pentru treaba asta, cred eu. Dar Iisus Hristos, pe care Biblia revelează, mi-a spălat viața, mi-a spălat păcatele, mi-a spălat tot răul care odată îl trăiam împreună cu voi. Aș vrea să vă citesc câteva versete, iertați-mi emoțiile. Eu nu am emoții în sensul de a tremura în fața oamenilor sau... Nu, am emoții în sensul că vă iubesc, dragilor. Și din dragoste pentru voi, pentru că vă iubesc atât de mult, am ieșit public pe străzi și am predicat Evanghelia și v-am spus mesajul: pocăiți-vă sau periți. Și unii dintre voi m-ați desconsiderat, m-ați crezut nebun. Unii dintre voi chiar mai bogați, pentru că m-ați desconsiderat sau v-ați uitat la mine cu jin, pentru că știți că eu am trăit un om sărac. Și ați crezut că uite-l și Loloș, uite-l și pe ăsta ce spune. Sau atunci când am plecat într-o țară străină sau am venit înapoi, unul dintre voi ați zis sau ați avut impresia că uite-l și pe ăsta s-a ajuns. Țineți minte un lucru, să-l țineți minte și foarte ferm, că singurul lucru cu care m-am ajuns este Domnul Iisus Hristos și nu am cu altceva cu ce să mă laud. Pentru că pe Hristos îl dau oamenilor. Pentru că Hristos trăiesc. Hristos este tot ce am, nu am nimic mai mult. Și pe Hristos o să-L văd într-o zi. Și acest Iisus Hristos al Bibliei o să-mi spună: vino, fiul meu, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dar mă întreb, dragi săteni și prieteni vecini, vouă ce vă va spune Hristos când vă va judeca? În Ieremia, capitolul 20, de multe ori mă regăsesc și eu ca Ieremia. Bineînțeles că nu mă pot ridica la nivelul lui, dar totuși simt și eu o durere în inimă. Ieremia 20, de la versetul 7, Biblia susține următorul lucru: m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sălnicie și apăsare. Așa că cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară batjocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de El, de Hristos, nu voi mai vorbi în numele Lui, iată că în inima mea este un foc mistuitor închis în oasele mele, ca o să-L opresc, dar nu pot.
căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l! Strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pândesc să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine, ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui, se vor umple de rușine. Că n-au lucrat cu chipzuință, de o veșnică rușine, care nu se va uita. Dragii mei, prieteni și vecini, motivul pentru care mă disprețuiți și motivul principal pentru care sunt marginalizat de voi este pentru că cuvântul Dumnezeu mi-aduce numai apăsare și sârnicie, motiv pentru care predic pe Hristos și predic împotriva păcatului. Și am stat de vorbă cu voi și vă predic lucrurile care sunt clare. Dumnezeu m-a mântuit, ăsta e și motivul pentru care majoritatea oamenilor am ajuns o pricină de râs pentru oameni. Odată oamenii m-aplaudau. Eram la televiziune, eram un ajutor pentru mulți. Odată oamenii mă aplaudau. Dar acum, oamenii nu mai mă aplaudă. Acum oamenii mă disprețuiesc pentru că cuvântul Dumnezeu mi-aduce numai strânicie și apăsare. Și bazjocură din partea chiar prietenilor mei care ei umblau odată cu mine, care mă iubeau, care ne ajutam. Nu pot, dragilor, să nu mai predic pe Hristos pentru că El m-a schimbat. El este viața veșnică. El este adevărul. El este calea spre tot ceea ce este perfect, Dumnezeu însuși. Și pentru că El m-a schimbat, dragilor, nu pot să tac și nu pot ca să spun că să nu vă mai spun despre Hristos pentru că știu dacă veți muri fără El, e grav. Pentru că vă iubesc și vin să vă spun, veniți la Hristos, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos. Pocăiți-vă și luați Biblia în serios. Cred că înțelegeți că atunci când vorbesc de pocăiți, nu vorbesc despre religie, nu? Vorbesc despre Biblia, să o luați în serios. De multe ori, când treceam pârleazul acela, și acum când trec zona aceea, mi-aduc aminte de pârleaz, mă duc des pe câmp să mă rog. Știți că casa mea e aproape pe acolo. Și îngenunchez înaintea celui preasfânt, Iisus Hristos, și mă rog și pentru voi, ca Domnul să vă deschidă mintea. Sper ca unii dintre voi să fiți treziți, deși știu că nu pot să vă trezesc pe toți. Aud în jurul meu tot felul de vorbe, de multe ori învinuiri. Așteptați să mă clatin, așteptați să vedeți dacă scot fie o vorbă rea, fie o ceva, ca să mă puteți învinui. Ca să aduceți o acuză împotriva mea și nu numai voi. Și mulți care umblă cu treaba asta. De ce? Pentru că de multe ori am pus punctul pe ei și v-am spus la păcat, pe nume. Și ar vrea și voi să mă înviniți cu ceva, nu-i așa? Dar nu mai căutați asta, dragilor. Pocăiți-vă. Veniți la Domnul Iisus Hristos și intrați în ring cu mine. Ca să vedeți cum este în ring, ca să joci în felul cum joc eu. Aud vorbele multora, voi care odată și odinioară trăiam în pace împreună. Dar să nu uitați, dragilor, că Domnul este cu mine, El este un viteaz puternic, El mă întărește. Și dacă nu vă veți pocăi, veți fi plin de rușine și veți rămâne plin de rușine, pentru că nu lucrați cu înțelepciune și veți fi cuprinși de o veșnică rușine care nu se va uita. Vreau să cred că vă veți pocăi și vreau să cred că luați lucrurile în serios. Inima mea bate pentru voi și cât timp trăiesc eu, mă voi ruga pentru voi, pentru cei de pe strada mea, cei de pe din locul meu unde eu m-am născut, unde noi ne știm bine locurile și acolo vrem, poate chiar să fim morim, dacă, bineînțeles, Domnul nu vine. Domnul știe toate lucrurile mele așa. Sunt câteva lucruri care vreau să le pun punctul pe ei și vreau să vi le spun, dragii mei, și aș vrea să cred că mă ascultați cu atenție, pentru că e vorba despre voi. E vorba despre voi și mi-am dedicat acest timp pentru voi să vă spun cum stau lucrurile. În Iov 16, versetul 20, Biblia susține, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog Dumnezeu cu lacrimi. Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog Domnului cu lacrimi. Domnul mi-e martor că și eu tot cu lacrimi mă rog. Și cu toate că râdeți de mine, probabil ziceți că sunt nebun, dar ce vroiați? Să ajung un om drogat? Sau să ajung un bețiv, cum era tata? Ce vroiați, ca să ajung un om nebun sau să ajung în pușcării, cum mulți dintre voi ați fost, și nu vă disprețuiesc. Și eu puteam să ajung acolo pentru că am făcut multe prostii înainte să-L cunosc pe Hristos.
Ce vroiați să vă aduc să continui în iluzionism și să fiu cineva? E bine, am fost și sărac în satul în care mă știți și în casa în care mă știți. Am fost și bogat, făceam 1000 de euro într-o oră, dragilor. M-am dat și pe jos și cu bicicleta, dar m-am dat și în limuzine și în mașini scumpe. Am fost și sărac și bogat, mă știți și nebun, înainte cum eram, mă știți că nimeni nu prea putea să stea în fața mea. Ba îi băteam, ba îi scuipam în față, ba vă jigneam. Iertați-mă, am lucrat ca un nebun. Dar după ce m-am pocăit, ați văzut, cred că în inima mea, părerea de rău, ori de câte ori greșeam, îmi ceream iertare. Cred că ați văzut în inima mea că eram un om diferit. Cred că ați văzut, cel puțin, asta am vrut să cred, că ați văzut o frântură și o firimitură din Hristos, pentru că El m-a schimbat să fie, slăvit să fie Domnul. Îmi cer iertare pentru tot rău care i l-am făcut unora, dar eu am fost nebun rău de tot înainte. Dar acum, dragilor, vă iubesc în Hristos și vreau să fiți una cu mine în Hristos, să aveți viața veșnică, pentru că nu este o altă justificare și regenerare, iertare de păcate, decât prin sângele Domnului Iisus Hristos. Deci vă îndemn și vă încurajez, vă rog în numele Lui Iisus, renunțați la gândurile voastre și la vă apăra într-o religie și a crede că sunteți ceva sau buni, sau a crede că aveți fapte bune, luați Biblia în serios. Pentru că dacă nu știți unde mergeți după moarte, înseamnă că nu sunteți iertați, pentru că doar creștinii știu că ei merg în Rai. Pentru că ei au Duhul Sfânt. Un om care are Duhul Sfânt trăiește sub autoritatea Scripturii. E un om diferit, care reprezintă pe adevăratul Iahve, Iisus Hristos Domnul. În Iov, capitolul 42, dragilor, versetul 7, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-a vorbit așa de drept cu mine cum a vorbit robul meu Iov. Dragii mei prieteni, nu vreți ca mânia lui Dumnezeu să se aprindă împotriva voastră. Pentru că eu v-am explicat Evanghelia și v-am spus de multe ori cuvintele Dumnezeu și nu vreau ca predica mea de la să fie pentru voi de la moarte spre moarte. Nu vreau ca predica mea pentru voi și mărturia mea care Dumnezeu m-a pus în locul în care m-a pus să fiu vecin cu tine și sătean cu tine, prieten cu tine. Nu vreau ca predica mea să fie pentru judecata ta, să fii chinuit în iadul cel veșnic. Pentru că Dumnezeu să spună, ai știut și n-ai făcut. Pentru că ne cunoaștem personal și pentru că suntem din aceeași locație, în același sat și în același frumos loc în care Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare de noi. În Marcu capitolul 6, nu eu spun asta, ci Domnul Iisus spune asta, în Marcu capitolul 6, versetul 4, dar Iisus a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. E bine, orice om care vine la Domnul Iisus Hristos într-o manieră mai mică sau mai mare, depinde și de anumite daruri care Dumnezeu le pune în acel om, poate să fie proroc. Și un proroc, un profet, vestește cuvântul Domnului la un nivel diferit față de ceilalți oameni, dar după cum am spus, în momentul când îl ai pe Domnul Iisus Hristos, devii un proroc, pentru că inevitabil ai Duhul Sfânt și îl vestești pe Domnul. E bine, eu vi-l vestesc pe Domnul probabil într-o manieră mult mai puternică, pentru că vă iubesc și Dumnezeu a pus în mine aceste daruri să vă explic Evanghelia. Dar conform spusul Domnului Iisus Hristos în Marcu 6, versetul 4, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui, în casa lui. Un proroc nu este disprețuit decât în satul lui, în orașul lui, acolo unde s-a născut. E bine, pe mine nu mă prea mai aplaudați acum, nu-i așa? Pentru că sunt desprețuit. Biblia vine și îmi spune că sunt desprețuit și unii dintre voi aveți o mândrie extraordinară și voi probabil voi continua să fiu desprețuit până când voi veți muri sau eu mor. Eu merg în Rai, dragilor, datorită lui Hristos, pentru că El m-a schimbat. Mă întreb voi unde mergeți. Dar sunt disprețuit și n-aș vrea ca această disprețuire să fie fatală pentru voi, pentru că dacă mă disprețuiți și continuați să mă disprețuiți și nu vreți să veniți la Hristos, va veni momentul când Dumnezeu vă va disprețui. Și Dumnezeu vă va alunga, pentru că El disprețuiește pe toți care nu-i vor, nu-l vor, care nu vor să se pocăiască.
De aceea vă încurajez să înțelegeți ce înseamnă din punct de vedere un proroc sau un profet când Dumnezeu îl trimite și îl pune în Ierusalimului sau în Tarsului, adică în satul meu. Sunt câteva texte care aș vrea să vi le mai citesc în Psalmul 31, versetul 11, dragii mei vechi, prieteni și vecini. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de o mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei, cei ce mă văd pe uliță, fug de mine. E bine, de multe ori am văzut acest real fapt când treceam pe uliță, fie că veneam dintr-un loc în altul, când veneam acasă sau când plecam de acasă, mulți dintre voi mă oculeați pentru că nu vreau să vă mai spun despre Hristos. Nu vreau să vă mai spun despre păcatele voastre sau felul cum Dumnezeu m-a schimbat. Și Domnul mi-e martor pentru că îmi doream tare mult. Dar voi mă evitați și continuați să mă evitați. Mulți dintre voi aveți carte și sunteți deștepți. Alții nu aveți carte. Și am vrut să mă ridic și să mă cobor la nivelul fiecăruia și să vă spun despre Hristos. Dar unii dintre voi deja ați început să fugiți de mine și să nu mai fiți una cu mine. Când odată umblam împreună. În Psalmul 39, versetul 11, prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau departe. Prietenii și cunoscuții mei. Chiar și cei dintre voi care sunteți din locația mea unde noi ne-am născut, unii dintre voi ați fost asistenții mei când eu eram iluzionist. Acum, fugiți de mine. Înainte primeați tot felul de sfaturi de la mine. Și suferiți-mă un pic, voi mai tineri. Poate că înainte când eram un nebun, înainte când eram nemântuit, eram un lider pentru voi, un lider înspre păcat, un lider înspre a face bani, un lider înspre a fi cunoscut, poate chiar vedetă, un lider în a fi un rapper sau un lider în a fi, știu eu, să vă repar telefonul sau ceva. Eram destul de cunoscut între voi și știți bine cine am trăit și ce am trăit și cum am trăit. Dar după ce m-am pocăit, n-ați mai fost să fiți prieteni cu mine sau să primiți un sfat de la mine, pentru că mi-am schimbat Dumnezeul. Dumnezeul meu înainte era Satana. Lucram pentru Satana, gândeam pentru Satana, tot ceea ce făceam era pentru Satana. Cum și cei mai mulți dintre voi, sătenii mei, prietenii mei, vecinii mei, faceți astăzi. Dar acum Dumnezeul meu este Iisus Hristos. Și trăiesc sub autoritatea Scripturii, trăiesc curat și îmi doresc ca să fiți și voi curați. Știți cum e, toate sunt curate pentru cei curați. Așa cum spune și în cartea Proverbe, un neprihănit este o scârbă pentru cei nemântuiți, pentru cei care nu l-au pe Hristos. Și pentru cei care sunt neprihăniți, voi sunteți o scârbă pentru ei. Pentru că nu se îmbine una cu alta, este ca nu ca în perete. De aceea vă încurajez ca să aveți viață veșnică și să fiți fericiți cât timp mai trăiți în locația noastră frumoasă. Vă încurajez să vă pocăiți și să credeți în Domnul Iisus Hristos. Vă rog, în numele Domnului Iisus, vă rog, că altfel nu intrați în rai. În Psalmul 55, versetul 14, dragii mei, prieteni și vecini, Biblia susține noi care trăiam împreună, noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțime la casa lui Dumnezeu. Ei bine, și noi trăiam împreună într-o plăcută prietenie și cu mulți dintre voi ne-am ajutat, v-am ajutat, m-ați ajutat, umblam pe acolo, pe acolo, în tot felul de excursii, tot felul de escapade, cum le numeam eu, țineți minte, în tot felul de frumuseți care le-am văzut în natură și tot felul de anturaje, dar acum nu mai trăim în prietenie. Noi nu mai avem nici înclin, nici mânică, decât doar că suntem vecini și că am fost odată ceea ce am fost. Dar noi slujim la alt Dumnezeu. Eu slujesc la Dumnezeu din Biblie. Dacă vă tot credeți că sunteți atât de buni în a-L reprezenta pe adevăratul creștinism, oricând putem să stăm din nou de vorbă, din nou pentru că cu majoritatea din voi am stat, nici nu știu dacă l-am ratat pe vreunul,
de când Dumnezeu m-a mântuit, să mă iertați-mă dacă l-am lăudat pe unul, dar nu prea cred. Putem să stăm din nou de vorbă oricând vreți voi și să vă arăt ce spune Scriptura, dar deja voi știți, pentru că în curiozitate, din curiozitate, în curiozitate, ați mai văzut cât un video. Vreau să cred că măcar din respect și din dragostea care probabil odată ați avut-o pentru mine, sau din respectul care l-aveți de vechi prieteni sau vecini care încă suntem, vreau să cred că veți asculta acest video și că veți lua lucrurile astea cât se poate de atent în serios. Măcar din respect. În Psalmul 88, versetul 8, Biblia susține: ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei, sunt închis și nu pot să ies. Bineînțeles că Dumnezeu, prin convertirea care a făcut-o în mine, El a îndepărtat tot anturajul rău și a îndepărtat și prietenii mei de mine, pentru că eu deja am început să-i slujesc lui Hristos, voi ați continuat în vechile voastre păcate și în vechile lucruri care, bineînțeles, nu eu vă condamn, ci Hristos vă condamnă dacă nu vă veți pocăi. De aceea sunt îndepărtat de voi, cu toate că ne salutăm, ne ajutăm, poate de multe ori sau... dar slujim la Dumnezei diferit, dragilor. În cartea Proverbe, dragii mei prieteni și vecini care mă știți în detaliu, Proverbe 14, versetul 20, Biblia susține: săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Când eram într-o stare din punct de vedere financiară bună, când eram iluzionist și făceam 700-1000 de euro într-o oră, când eram cunoscut și eram sub reflectoare, aveam mulți prieteni și toți își doreau o poză cu mine, toți își doreau să fie asistenții mei, chiar și nu de mult. După ani de ani de când m-am pocăit, a venit cineva la mine, un băiat, și spune: pe mine n-ai vrut să mă iei asistent. Și atunci trăiați împreună cu mine și, cum spune și în Proverbe 14:20, bogatul are foarte mulți prieteni. Și eu atunci aveam mulți prieteni, mai ales că de cele mai multe ori, poate pe unde mă duceam, eu făceam cinste. Dar odată cu pocăința mea, odată cu convertirea mea la creștinism, la Domnul Iisus Hristos, n-am mai avut banii care i-am avut. Și n-am mai avut gândirea voastră și n-am mai avut lucrurile care voi odată le căutați. Și bineînțeles că m-ați părăsit și m-ați disprețuit mult. Și voi care de multe ori mi-ați spus: bă, Aline, ești nebun, ai renunțat la toate lucrurile, astea, noi lucrurile astea le căutăm, femei în centru atenției, aveai bani, aveai de toate, bă, ești nebun, ce te-a făcut, mă, să renunți la toate lucrurile astea? E bine, vă spun, dragilor, ce m-a făcut să renunț la toate lucrurile acestea. Hristos. Hristos m-a făcut să renunț la toate lucrurile astea. El m-a făcut o făptură nouă și cele vechi s-au dus, toate au devenit noi. Vreau să cred că veți lua lucrurile astea în serios și veți înțelege și mă veți înțelege în detaliu ceea ce vreau să scot în evidență. Vreau să cred lucrul ăsta. Vreau. În Proverbe 19, versetul 4, Biblia susține: bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Proverbe 27, versetul 5, mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. E bine, odată ce m-am pocăit, am început să vă spun păcatul pe nume la vouă vechii mei prieteni și nu doar, și nu știți că nu mă refer doar la prietenii din locația în care eu m-am născut, ci și cei din împrejurii care am trăit mult împreună. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Care dintre prietenii voștri, dragilor, vă mai spune că sunteți curvari? Vă spun, vine cineva și vă spune: bă, vezi că ești curvar, mergi în iad? Sunt singurul care vă spun. Care dintre prietenii voștri vă spune: bă, nu te înșela nevasta? Sau iubește-ți copiii? Care dintre prietenii voștri? Care dintre prietenii voștri vă spune să luați standardul Bibliei și să vă pocăiți, să-l trăiți și să fiți fericiți? Care dintre prietenii voștri vă spune asta? Singurul sunt eu. E bine, probabil că într-o zi Dumnezeu mă va lua dintre voi. O să mor și eu și după moartea mea, bineînțeles, instantaneu merg în Rai, pentru că îi slujesc celui care a înviat din morți, Iisus Hristos, Iahve, mărit să fie numele Lui.
Dar ar trebui să beneficiați și să profitați de timpul acesta care vi-l tot spun și vă spun păcatul pe nume ca să vă pocăiți. Pentru că nu este un altul care să vă spune și oriunde ați găsi altul, nu este cineva să vă știe pe nume. În cartea Ezechiel, de multe ori am citit acest text, capitolul 33, de la versetul 30 până la 33, Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe lângă ușile casului și zic unul altuia, fiecare fratului său, veniți, dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămadă la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăresc plăcut, ca cu un glas frumos și iscusit la coarde, la cântare pe corzi. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se întâmplă, vor ști că era un proroc în mijlocul lor. Când veți sta înaintea lui Dumnezeu, dragilor, și veți ști starea voastră pe față, deși unul dintre voi o știți pentru că v-am spus-o, când Dumnezeu vă va judeca, atunci o să vă aduceți aminte că în mijlocul vostru a fost un proroc și un profet care v-a spus lucrurile ferme pe față și n-a vrut să compromită cum odată era un compromis. De aceea, dragilor, îmi doresc tare mult ca să luați lucruri în serios și să vă pocăiți, să credeți în Domnul Iisus Hristos. Mai bine să vă spun pe față lucrurile decât cum aveți și cum ați rămas mulți dintre voi prieteni cu o fățărnicie, poate, sau cu discriminarea, sau cu lucrurile care le aveți între voi, care de cele mai multe ori nu vă convin, dar nu aveți ce face, trebuie să le trăiți. Dragilor, după ce eu m-am pocăit în 2011 și după ce Dumnezeu mi-a schimbat viața, de multe ori mergeam cu mașina în vechile locuri, în parcurile, între mă uitam în pe băncile care stăteam și treceam pe drumurile care noi am copilărit și vă vedeam cum voi erați la oaltă, râdeați, mâncați semințe și ascultați muzică și făceați caterincă sau așa cum făceam noi odată. Și când m-am uitat la voi, dragilor, am plâns mult. Am plâns nu pentru că nu mai eram acolo între voi, ci am plâns pentru că voi erați acolo. Am plâns pentru că voi ați rămas acolo. Am plâns pentru că mi-am văzut starea la un alt nivel, acum priveam diferit ca la o tablă de șah când doi jucători joacă și vine un al treilea și vede meciul acela sau acea bătălie, acel game, îl vede într-un mod diferit pentru că el privește de la o parte. E bine, tot așa și eu, Dumnezeu mi-a arătat cine eram, că mă uitam la starea voastră și a ce făceați și cum sunteți în continuare. Dragii mei prieteni, rude, vecini și ce mai sunteți, vreau să vă spun că curvarii merg în iad. Nu eu spun asta, sunt texte în 1 Corinteni 6, în Efeseni capitolul 5, 1 Tesaloniceni capitolul 4, Apocalipsa capitolul 21, versetul 8. Sunt foarte multe texte unde spune despre curvarii că merg în iad. Și știți că la cei mai mulți dintre voi ăsta este și păcatul favorit, concubinajul, curvăsăreala, preacurvia, pornografia. Apocalipsa 21, versetul 8, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu picioare, adică cu pucioasa, adică moartea a doua. Sunt multe texte care aș putea să vi le citesc, dar cred că ați prins ideea. Mincinoșii, starea care sunteți voi, nu vă mai dați că sunteți creștini, că n-aveți nicio treabă cu creștinism. Este și motivul pentru care am povară pe inimă și vreau și îmi doresc. Eu nu câștig nimic de pe urma voastră, nu mă înțelegeți greșit. Fac acest video pentru că vă iubesc. Pentru că vă respect. Și deodată fac acest video pentru că Dumnezeu m-a pus să fac acest video ca să acopăr și acest mesaj, ca nu cumva la judecată Dumnezeu să-mi spună, ți-am pus toate ustensilele și înțelepciunea la îndemână, ca să le mai spui odată. De ce nu ai spus? E bine, eu sunt liber de Tarsul meu, de Ierusalimul meu,
Eu sunt liber de voi, prietenilor sau vecinilor, pentru că v-am vestit în detaliu planul lui Dumnezeu și lucrurile care sunt clare. Vreau să cred că unii dintre voi vă veți trezi. Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, i-a numit pe apostol prieten. În versetul 13, de la 13 în jos, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dumnezeu te numește prieten dacă faci ceea ce El îți poruncește. E bine, eu sunt prietenul lui Hristos pentru că eu fac ceea ce El îmi poruncește. Voi nici măcar nu știți în detaliu poruncile Lui, dar aminte să mai faceți și ceea ce El vă poruncește. De aceea vă rog și vă încurajez, dragi prieteni, vechi prieteni și vecini și cunoscuții mei care știți poarta, numărul la casă și unde trăiesc și șanțul din fața porții și tot. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă că în felul în care sunteți acum, voi nu intrați în rai. Pocăiți-vă și nu vă înșelați. Și, ba mai mult, cei mai mulți dintre voi știți bine că aveți probleme cu alcoolul. Este vreunul dintre voi care nu fumează, nu bea sau nu s-a tatuat? Sau... E vreunul dintre voi? De cele mai multe ori când ies pe stradă, cu toate că vă respect, când vă văd sub influența alcoolului sau sub influența la tot felul de stupefiante sau știu eu, mă doare inima. Mă rog pentru voi. De multe ori aud certurile din casa voastră și mi-aduc aminte de vechile certuri din casa mea când tata trăia odată. Și mă pun pe genunchi în grădina mea, acolo unde sunt și atunci când aud certurile din casele voastre, mă rog, Doamne, îndepărtează demonii, Doamne, adu pace în casele astea, mă rog să se pocăiască. Motivul pentru care vă certați, motivul pentru care nu sunt ajunsuri, motivul pentru care sunt reproșuri și scoaterea ochilor, jigniri și tot felul de fapte rele, este pentru că nu-L aveți pe Iisus Hristos în voi. Pentru că dacă L-ați avea, v-ați respecta în casele voastre unul pe altul și ați fi diferiți. Și știți că am dreptate lucrurile acestea. Eu vă cunosc în detaliu și voi mă cunoașteți în detaliu. De aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, dragi consăteni și prieteni, vecini, pocăiți-vă. Unii dintre voi, vecinii, sunteți foarte înaintați în vârstă. Și am stat de vorbă cu voi și v-am spus clar cam cum stau lucrurile și unii dintre voi veți muri. Veți muri pentru că sunteți foarte în vârstă, unii dintre voi sunteți bolnavi. La un la rând și am stat de vorbă și stau în continuare cu voi de vorbă. Cu gândul că sper că atunci când treceți dincolo să mergeți în Raiul lui Dumnezeu care Biblia îl declară în numele lui Iisus Hristos. Sper să vă pocăiți. Cei care trăgeau să moară din locul în care noi suntem și de multe ori când aflam, că știți că la noi în sat, în momentul când se întâmplă un eveniment, se află repede ceva. Când fură cineva, sau când bate cineva pe cineva, sau când trage cineva să moară. Și ne știm bunele și ne știm relele, nu-i așa? Mai ales eu vă știu în detaliu acum și aș putea să dau foarte multe din casă. Dar sunt aici să vă spun despre Domnul Iisus, dragilor. Și cei care trăgeau să moară și eu aflam, mă duceam de multe ori și îi băteam la ușă. Și mă duceam la el în casă. De multe ori îl prindeam pe stradă sau de multe ori... Cum găseam ocazia? Și la cei care au murit, și sunt mulți care au murit, nu vreau să le menționez numele, pentru că unii dintre voi care mă priviți, probabil ați fi cu lacrimi în ochi puternici. Și ați fi foarte emoționați. Nu sunt omul să dau nume. Dar cei care au murit din satul nostru, majoritatea din ei, am stat de vorbă personal cu ei, personal. Și credeți-mă, cu cam majoritatea care trăgeau să moară sau care au avut o boală și am stat de vorbă personal cu ei. Vreau să cred că unii din ei l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și s-au pocăit. Vreau să cred. Dar consider că aceasta este și... povara și este datoria mea adevărat unui profet să se ducă, să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos. Ierusalime, Ierusalime. Oh, Ierusalime, Ierusalime. Locația mea, locația mea. De câte ori am vrut și mi-am dorit tare mult să
te văd diferit. În Matei 23, de la versetul 37, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, că vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. E bine, așa pot să spun și eu despre locația în care noi suntem vecini și prieteni. Locația mea. De câte ori am vrut și mi-am dorit tare mult să fiți diferit. Și n-ați vrut. E bine, voi veți primi o judecată mai aspră, pentru că m-ați avut în mijlocul vostru și v-am spus cam cum stau lucrurile și de la voi am început și am ajuns unde am ajuns cu propovăduirea Evangheliei, unde Dumnezeu m-a purtat. Ca să vestesc Evanghelia, dar Dumnezeu nu o să mă judece pentru voi, pentru că v-am vestit nu odată și nu de două ori, chiar și în acest video vă vestesc lucrurile. Pentru voi care vă veți căsători sau pentru voi care v-ați căsătorit sau chiar pentru voi care sunteți vârsta a doua, vârsta a treia, să știți că nu există o familie fericită decât cu Domnul Iisus Hristos conform Scripturii. O adevărată fericire este să te apropii de Dumnezeu și să trăiești sub autoritatea Lui. Dar dacă nu-L vei pe Hristos, cum cere Hristos, vei merge în iad. Să nu vă minte cineva precum iadul ar fi ceva temporar sau ar fi ceva care n-ar mai exista. Iadul este veșnic și pentru că ați păcătuit împotriva unui Dumnezeu veșnic, Dumnezeu vă va pedepsi veșnic în continuu. Și acolo e plânsul și scrijinea dinților, pentru că ați avut mântuirea în față. M-ați văzut cum treceam pe stradă și m-ați desconsiderat. În 1 Ioan, capitolul 3, Biblia vine și susține, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Dacă vin pe stradă și vă spun că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, probabil că mă scuipați sau mă desconsiderați voi cei care mă știți în detaliu. Dar chiar sunt Fiul lui Dumnezeu bazat pe Scriptură și cred în Domnul Iisus Hristos. După cum nu mă cunoașteți pe mine, nu-L cunoaște nici pe Hristos. Pentru că nu L-ați cunoscut pe Hristos, nu mă cunoaște nici pe mine. Dacă L-ați fi cunoscut pe Hristos, M-ați fi cunoscut. Și ați fi cunoscut că atunci când ies pe poartă, este Fiul lui Dumnezeu. Ați fi cunoscut că atunci când vă vestesc Evanghelia, cu mâinile ridicate spre cer, fie cu amprivoxul, cu portavocea sau pe jos, sau direct unul la unul, ați fi știut că acum Fiul lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Dar numiți altceva Fiul lui Dumnezeu. Aveți o părere extrem de bună pentru voi și după cum Domnul Iisus spune în Marcu 6:4, un proroc, un profet nu e prețuit în patria lui, nici eu nu sunt prețuit în patria aceea. Mă întreb, trebuie să mai locuiesc aici? Mă întreb, am făcut îndeajuns aici? Mă întreb, care dintre voi o să-mi bată la geam să-mi spună Aline? Spune despre Iisus. Mă întreb, aveți curajul ăsta? Ar trebui să vă luați inima în dinți și să veniți să vorbiți cu mine despre Hristos? Pentru că iadul e veșnic, dragilor. Probabil că unii dintre pocăiți la noi în locația în care suntem, în satul în care suntem, v-au dezamăgit datorită luptelor prin care ei au trecut, în familiile lor și mai departe. Să nu-i judecați înainte de vreme, dragi și prieteni și vecini, pentru că nu știți ce lupte are omul respectiv și mai departe. Dar vă încurajez să înțelegeți Scriptura și să veniți să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor ca să intrați în Rai. Că altfel, dacă nu veniți la Domnul Iisus Hristos, bazat pe ceea ce Domnul Hristos spune în Matei 12, versetul 30, cine nu strânge, cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. E bine, noi nu mai suntem una datorită că avem alți Dumnezei. Voi ați continuat cu Satana și uitați-vă ce vorbiți, ce gândiți, la ce vă uitați, ce vă doriți. Uitați-vă că trăiți departe de autoritatea Scripturii. Și pentru că nu sunteți una nici cu mine, nici cu Hristos, automat risipiți și sunteți împotriva. Și cei care sunt împotriva Domnului Iisus Hristos nu pot să dănuiască în viața veșnică ca mângâiere. Domnul Iisus spune în Luca 19, versetul 27, peste toți cei ce n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți încoace și tăiați înaintea mea. Dumnezeu e drept și va veni ziua judecății și vreau să vă spun, pocăiți-vă, pentru că ziua vine și vine cu pași repezi. Vedeți în ce lume suntem. Totul
din acest sistem demonic, curvar și preacurvar, a atins. A atins totul. Chiar și locația noastră frumoasă este atinsă. Pentru că până și locația noastră frumoasă, acolo domnește Satan, nu Hristos. De aceea vă încurajez ca Hristos să domnească în inimile voastre și în casele voastre și să predicați și să trăiți exact cum Domnul Iisus Hristos susține. Asta, până la urmă, fiecare face ce vrea, nu? Dar eu v-am spus clar cam cum stau lucrurile. Dragilor, mă știți și sub ochii voștri am crescut și am trăit în multe feluri, în multe moduri, dar vă încurajez, luați acest mesaj ca un sfat, o avertizare. Vă rog, în numele Domnului Iisus Hristos, pocăiți-vă. De multe ori, probabil, m-ați desconsiderat când am început să predic în anumite locuri sau felul cum am început să predic, dar vă iubesc și Dumnezeu știe asta. Era clar să ies public, nu? Dacă nu v-aș fi iubit, nu aș fi ieșit public, dar pentru că vă iubesc, am ieșit public, să vă spun cam cum stau lucrurile. Și v-am spus de la unul la unul, vi l-am spus public și vreau să cred că veți lua lucruri în serios. Tinerii săraci de ei, de multe ori i-am văzut drogați, tatuați, cum își înjurau mamele. Voi, tinerii, vecinii mei. Sunt trist. Prețuiți-vă mamele când o zi n-o să le mai aveți. Prețuiți-vă tații când o zi n-o să le mai aveți. Indiferent cum ar fi ei. Dacă ați avea o inimă ca a mea și l-ați iubit pe Domnul Iisus Hristos, ați înțelege că orice pierdere, indiferent de ce pierdere a fost, tot pierdere rămâne. De aceea, dragilor, pocăiți-vă. Veniți la Domnul Iisus Hristos și trăiți o viață blândă și liniștită. Fiți oameni normal la cap. Voi nu vedeți că din alcool, din țigări, din tatuaje, din certuri, din droguri sau știu eu ce mai faceți pe acolo, nu sunteți oameni normali? Nu vedeți că Satan a pus stăpânire pe voi? Nu vedeți la ce vă uitați, la ce gândiți? Nu vedeți că n-aveți niciodată cu creștinismul, deși voi vă duceți să luați lumină de înviere? Nu aia e adevărată lumină. În Ioan 8, de la versetul 12, Iisus Hristos este adevărată lumină. Când El vine în viață, Tatăl luminează în așa fel, cum spune și în Ioan 1, de la versetul 5 la 12, te luminează în așa fel, cât vei trăi curat și vei trăi sfânt și vei urâi păcatul și vei fi preocupat de voia lui Dumnezeu. Vei deveni ceea ce niciodată n-ai fost. Vei deveni Fiul lui Dumnezeu. Dacă erați cei mai mulți dintre voi adevărații mei prieteni, m-ați fi urmat. M-ați fi urmat pentru că dacă odată ne iubeam anturajul, ieșeam împreună la discoteci, la show-uri de iluzionist chiar, sau la diferite locuri și mai departe și eram una împreună și eram în anturaj și ne ajutam și de multe ori voi îmi spun, vă adresați la mine, bă fratele meu, hai ajută-mă cu treaba asta, bă bro, ajută-mă mă bro. Dacă mă iubeați cu adevărat, m-ați fi urmat. Dar nu mă iubiți. Mă urâți. Mă întreb, vă rog doar vă puneți, spuneți-vă doar întrebarea aceasta. Voi mă iubiți? Sau eu vă iubesc? Doar meditați la treaba asta. Aș vrea să cred că veți lua Biblia în serios și veți înțelege povara care Dumnezeu mi-a dat-o pentru voi. Și veți înțelege și felul cum trebuie să trăiți. Când v-am văzut și când trăiați în aceleași anturaje și făceați ceea ce continuați să face și astăzi, am plâns și regret. Pentru că eu acum văd ceea ce odată nu vedeam. Acum sunt diferit. Acum Dumnezeul meu este altul. Dumnezeul meu este Dumnezeul Scripturii. De aceea vă rog și vă încurajez. Vă rog în numele lui Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, consăteni, vecini, de toate felurile, tineri și bătrâni. Pocăiți-vă! Cine știe, poate Domnul, prin acest mesaj, a mai aruncat din nou gunoi la rădăcina pomului ca să crească. Vreau să cred că așa este și vreau să cred că veți lua lucruri în serios. În Luca, capitolul 13, de la versetul 6, Hristos a spus și pilda aceasta.
un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprinde pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Aici, în acest text, dragii mei prieteni și vecini, în acest text Dumnezeu aduce o pildă despre un om. Un om care trăiește degeaba și face umbră pământului degeaba. Și acest om este catalogat ca un smochin. Eu am sădit un smochin în grădina mea, în via mea și vreau să mănânc rod. Vreau să iau rod din acest smochin și îl văd că nu aduce rod. Dacă nu aduce rod, taie. Pentru ce să mai cuprinde pământul degeaba? Dumnezeu te-a creat, dragul meu vecin și prieten, și am trăit împreună și suntem în același loc împreună. Dar dacă nu aduci rod pentru Dumnezeu, Dumnezeu te va tăia și tăierea va fi repede. Ioan Botezătorul spunea în Matei, capitolul 3, iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomului. Dumnezeu doar trebuie să o tragă. Trebuie să aduci rod pentru Dumnezeu. Eu sunt acel grădinar care arunc gunoi spre tine pentru a prinde sevă, rădăcina cât mai bine. Pentru a-L vedea pe Hristos la un nivel care nu-L vezi. Și îi spun și eu lui Dumnezeu, Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l anul acesta, mai lasă-l pe neacutare să mai trăiască, mai lasă-l pe tanti cutare să mai trăiască, mai lasă-l prietenul acela sau pe familia aceea, mai lasă-l, Doamne, să mai trăiască, am să-i sap de jur împrejur, am să-i le pun gunoi la rădăcină, am să le tot spun prin diferite forme, mai îi trimit un mesaj, mai îl sun, mai mă duc la el, băi, cu ce te pot ajuta, mă duc și spun despre Hristos. Poate că de acum înainte va face rod. Și la rodul Domnului Iisus Hristos este pretențios. Rodul la rod, el se așteaptă la sfințenie. Și ca să fii sfânt, nu poți decât să fii schimbat de Hristos, să înțelegi mesajul Evangheliei, să-L crezi și numai crezând Evanghelia, crezând mesajul iertării lui Dumnezeu, primești Duhul Sfânt. Și când primești Duhul Sfânt, ai ca rod sfințenie. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia. Dumnezeu te va omorâ, dragul meu, într-o zi. Nu satana și nu o boală ia moartea cuiva, ci Dumnezeu dă viața, Dumnezeu ia viața înapoi. Și nu eu spun lucrul acesta, ci însuși Dumnezeu spune. Sunt multe texte care spune acest lucru. În Deuteronomul 32, versetul 39, să știți dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viața și eu omor. Eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate să scoate pe cineva din mâna mea. Dumnezeu dă viața, Dumnezeu omoară. Așa că ai face bine ca să prinzi rod, dragul meu, să această sămânță să ajungă pe un pământ bun în care să rodească și să te pocăiești, să aduci rod pentru stăpânul tău ca Dumnezeu însuși să fie proslăvit. Domnul Iisus spunea, ori de câte ori noi aducem rod, Dumnezeu Tatăl este proslăvit. În Ioan 15, versetul 8, dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum te poți numi ucenicul lui Dumnezeu? Prietene, vecine, vecină, vecină, cum te poți primi, cum te poți numi creștine sau ucenicul lui Dumnezeu când blasfemiezi, înjuri, îți necinstești bărbatul, îl înjuri de față cu lumea, îl înjuri de față cu copiii tăi. Cum poți, omule, să te crezi ucenic al lui Hristos când bei și ești plin de alcool, când fumezi, când ești tatuat, când n-ai nicio treabă cu Hristos, când te uiți la ceea ce te uiți și ai o părere foarte bună despre tine. Cum? Explică-mi cum te poți numi ucenicul lui Hristos. Dumnezeu nu se lasă bajocurit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Galateni 6:7. Nu vei să te pocăiești, vei secera mânia lui Dumnezeu. Dacă ai semănat păcat, vei secera mânia lui Dumnezeu. De aceea vreau să cred, dragul meu vecin, că acest mesaj a ajuns la tine. Fie pe Facebook, ce mai contează? Fie pe YouTube, fie în urechile tale, nu? Te respect și îmi doresc tare mult să vezi lumea cum o văd eu din punct de vedere al lui Dumnezeu. Să o vezi cu ochii lui Dumnezeu. Citește Biblia, dragul meu.
ți-a petrecut mult timp, în multe moduri și în multe feluri. Citește Biblia. Te rog, citește Biblia. Biblia vine și susține în 1 Corinteni, capitolul 13, Apostolul Pavel susține și cred că mă reprezintă și pe mine acest lucru. 1 Corinteni 13, de la versetul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Deși textul se referă la dragostea lui Dumnezeu și la lucrurile, vreau să mi-l asum de data aceasta, acest text mie. Când eu eram copil, gândeam ca un copil, făceam ca un copil, simțeam ca un copil. Și voi, cei din satul meu, cei din, de pe strada mea, prietenii mei și vecinii mei, am crescut sub ochii voștri și m-ați văzut. Dar când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. E bine, și eu când m-am făcut mare, dragul meu, eu nu doar că am lepădat ce era copilăresc, ci am lepădat traiul meu, gândirea mea, tot ceea ce duce în el. Am lepădat. Nu a fost ușor. Nu a fost ușor să mă las de iluzionism. Să trăiești în familie, într-o familie săracă, cu multe, multe nevoi, și să ajungi să faci 1000 de euro într-o oră, să fii foarte cunoscut și să fii unul dintre cei mai buni iluzioniști din România. E ceva, dragul meu, așa. Dumnezeu m-a ridicat și m-a ridicat într-un mod rapid, ca apoi să mă schimbe și să pot sluji ca mărturie, chiar și ție, care tu mă auzi acum. Dar n-a fost ușor pentru mine, n-a fost ușor să mă duc pe câmp, așa cum numim noi acel loc, în rechicioare sau pe luncă. Mi-am luat sculele de iluzionism și le-am dat foc. Acolo le-am dat foc. Am îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu și am zis că de acum încolo eu slujesc ție. De aceea sunt îngândurat și mă gândesc la multe feluri, la multe moduri cum Dumnezeu ar putea să te aducă la Hristos, fie printr-o boală, fie printr-un necaz, fie prin multe moduri. Dar îmi doresc tare mult ca tu, benevol, să vii la El, de bună voie, să te pocăiești și să cauți iertarea. Dar din punct de vedere ale legii suverane a lui Dumnezeu, eu știu că cei care caută iertarea sunt aleșii lui Dumnezeu și ei vor veni. Și vreau să cred că eu vorbesc acum la câțiva dintre ei. În 2 Corinteni 5, versetul 20, noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dragi prieteni și vecini vechi, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce să vă împăcați? Pentru că atâta timp cât trăiți departe de autoritatea Scripturii și departe de poruncile lui Dumnezeu, departe de autoritatea cuvintelor Lui, veți rămâne dușmanii lui Dumnezeu. Citiți Biblia. Dumnezeu nu îi trimite pe oameni în iad din dragoste, ci Dumnezeu îi trimite pe oameni în iad pentru că acei oameni nu l-au vrut pe Hristos. Și dacă n-ai vrut pe cel mai scump din inima lui Dumnezeu, pe Hristos Iahve, Dumnezeu, dacă are ceva, are un fiu. El a făcut totul prin Fiul și pentru Fiul, pentru Iisus Hristos. Și tu ai fost creat pentru să-i aduci slavă lui Dumnezeu. Din țărână ești și în țărână te vei întoarce. Dar nu vreau ca să trăiești și tu ca o plantă sau ca un animal care faci doar umbră pământului. Și vreau să înțelegi că tu ai rațiune și că tu ești un om. Vreau să înțelegi că Dumnezeu te-a ridicat la lucruri înalte, să trăiești pentru El. Și vreau să înțelegi că Dumnezeu m-a pus cu tine în sat, vecin, poartă lângă poartă, casă lângă casă, să se vestesc despre planul lui Dumnezeu. Ferice de voi, că încă mă aveți. Ferice de voi. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu de la cel mai mic până la cel mai mare. Citiți Biblia cu copiii, cu familiile voastre. Fiți oameni, cinstiți-vă, fiți oameni, trăiți cum trebuie, pentru că felul cum trăiți
nu este sub autoritatea Scripturii. Și eu vă îndemn, ca și Apostolul Pavel, noi suntem împuterniciți al lui Hristos și vă îndemnăm în păcat să vă cu Dumnezeu. Această împăcare, dacă nu vă veți împăca, în 1 Tesaloniceni 1 cu 10, Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Va veni o zi de mânie și de măcel din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este drept. Dumnezeu trebuie să surpe și să termine acest sistem curvar și prea curvar din lumea aceasta. Și vedeți cum trăim și ce se tot aude pe la știri, nu? Lucrurile vor deveni din ce în ce mai grele. Dacă odată noi sătenii ne ajutam și ne făceam hotar lângă hotar, zid lângă zid și poate din acela zid noi aveam aceeași cameră, tu într-o parte, eu în cealaltă. Acum am ajuns să fim disprețuiți datorită multor feluri și multe lucruri. Bătrânii noștri odată se ajutau altfel, cu o căldare de lapte, cu niște ouă, mai cu un ajutor, mai cu ceva. Acum nu mai așa. Fiecare am devenit independenți. Asta înseamnă ură, asta înseamnă sistem, asta înseamnă lucrarea pe care Satana vine și își pune o amprentă puternică. Hristos nu vrea asta, dar Biserica lui Hristos se ajută și chiar dacă își face zid lângă zid doi frați și se folosesc amândoi de acela zid, vor rămâne prieteni și vor rămâne cu respect. De aceea vă încurajez să vă pocăiți, ca și Pavel și eu sunt un puternicit al lui Dumnezeu. Sunt un împuternicit să tendem spre pacea lui Dumnezeu, pentru că va veni o zi de mânie, Dumnezeu va judeca și abia așteaptă această răzbunare a lui. Vreau să închei cu acest text, dragul meu vecin și dragul meu consătean și dragul meu prieten. În Matei capitolul 5, Domnul Iisus Hristos vine și susține: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția celor. Adică ferice de cei care vor cu adevărat iertarea, care sunt flămânzi după neprihănire. Ei vor fi săturați. A lor e împărăția celor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Și aici nu e vorba de un plânset, că mă doare piciorul sau că a murit vaca. Ferice de cei ce plâng din pricina mea, din pricina Evangheliei, pentru că ei vor fi mângâiați. Mă întreb dacă tu plângi din pricina lui Hristos. Ai plâns vreodată din pricina lui Hristos? Acela este adevăratul plâns. Aceea e adevărata durere. Ca și a lui Hristos. De aceea trebuie să ne asemănăm cu El în toate lucrurile, cum spune și în Efeseni capitolul 3. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Doar Hristos poate să facă oameni blânzi din oameni duri. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Veniți la Hristos și veți fi săturați din plin. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și aici am vrut să ajung la versetul 9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. E bine, și eu sunt un împăciuitor, vin să vă împac cu Dumnezeu prin mesajul Evangheliei, prin Hristos, vi-l vestesc pe Hristos. Vă rog în numele Domnului Iisus, primiți această împăcare și pocăiți-vă. Bineînțeles că dacă nu o primiți, mă voi regăsi și eu în versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția celor. Mă veți prigoni. Veți continua să mă disprețuiți. Ferice va fi din voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Chiar mulți dintre săteni. Am auzit de multe ori niște știri radio șanț de la noi din sat, precum eu am făcut nu știu ce lucruri. Unele lucruri chiar n-au fost adevărate. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe proroci care au fost înainte de voi. Vă respect și vă iubesc. Ăsta e motivul pentru care am ieșit public să vă spun pentru voi, vechii mei prieteni cu care suntem același leat, cu care ne jucam pac-pac, pac-pac cu cornete și ne jucam țichi-țichi, prieteni cu care împărtășeam de multe ori aceeași încălțăminte, aceeași îmbrăcăminte, același pat, aceeași farfurie, aceeași oală de cartofi copți din spatele grădinilor când mâncam. Țineți minte? Vă respect și Domnul Iisus să vă binecuvânteze și îmi doresc tare mult, tare mult să citiți Biblia. Spuneți-mi, dragii mei prieteni și vechi vecini, greșesc eu cu ceva cu mesajul acesta? V-am îndemnat eu la un lucru rău?
Nu v-am spus eu oare că trebuie să vă pocăiți, să veniți, să luați Biblia în serios? Asta înseamnă să te pocăiești, să iei Biblia în serios. Nu v-am spus eu să îl iubiți pe Iisus? Nu v-am spus eu despre iertare? Nu v-am dat eu sfatul, chiar și din punct de vedere fizic, bune? Iertați-mă, dragi săteni și vechi prieteni și vecinii mei apropiați, ori de câte ori într-un mod sau altul v-am greșit. Nu asta a fost intenția mea. Mai ales de când eu m-am pocăit, bineînțeles că nu asta a fost intenția mea, ci intenția mea a fost să vă pocăiți și să credeți în Hristos și să vi-l arăt pe Hristos. Iertați minusurile. Dar Dumnezeu mă cunoaște și îmi știe inima că vă iubesc. Veniți la Domnul Iisus Hristos, cercetați-vă. Luați Biblia în serios, vă recomand să începeți cu Noul Testament, Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Matei. În site-ul meu fărăcompromis.ro am pus multe predici, multe îndemnuri, multe lucruri. Vă încurajez să le ascultați. Poate vă este rușine să stăm față în față din nou sau să mă întrebați ceva, dar ori de câte ori știți că poarta vă este deschisă, puteți să-mi bateți în geam, poarta e deschisă și cei mai mulți dintre voi știți și numărul meu de telefon, nu-i așa? Vă respect și Domnul să vă binecuvânteze și vreau să închei cu un text care e în inima mea. În 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 11. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu. Pentru ce toate astea, dragilor? Oare eu nu vă iubesc? Dumnezeu știe. Domnul să vă binecuvânteze și fie că e Paști, fie că nu e Paști, de multe ori v-am spus la mulți dintre voi vecinii, Hristos a înviat. Vă spun și acum, Hristos a înviat. Hristos este viu. Hristos a înviat, dragul meu, prieten și vecin. Dar Hristos a înviat în mine și vreau să învieze și în tine. Până când îmbătrânim, am cam îmbătrânit, nu-i așa? Ei, eu sunt cam același vecin pentru voi la fel, dar îmbătrânim. Până când murim sau până când încă Dumnezeu a rânduit să fim împreună, ne vom întâlni pe uliță, pe aceleași poteci, pe aceeași luncă, în spatele grădinilor, încercăm să trecem pârleazul care ăștia ni l-au scos. O să vă respect în continuare și vă rog să priviți lucrurile astea cu alți ochi. Vă rog să priviți cu alți ochi. Și vă mai spun un lucru. Cei care sunteți un pic mai mari decât mine, prieteni mai mari, care vă respect pentru că în primul rând sunteți mai mari, voi ați avut bunici pocăiți. Și acum, în momentul de față, îmi vin nume și nu, eu nu folosesc nume, știți asta, pentru că vă respect prea mult. Dar ați avut bunici pocăiți care mergeau la adunare. Dar ați avut în familie sau în rudele voastre pocăiți. Eu nu vă înțeleg de ce trăiți împotriva gândurilor și împotriva crezului oamenilor care i-ați avut în familie. Care i-ați înmormântat la pocăiți sau i-ați înmormântat cu pocăiții. Care citea Biblia sau mulți dintre voi aveți Biblii vechi în casă. Ale bunicilor voștri sau ale sau lucruri, versete, amintiri. Gânduri scrise de ei. Vă rog în numele Domnului Iisus, pocăiți-vă, veniți la El. Veniți la Hristos și astfel vă veți întâlni cu acești oameni în limanul apelor dulci, când vom trece Iordanul, moartea, când vom fi pe râmurile veșnice, în împărăția Domnului Iisus Hristos, când vom sta toți la masă și îl vor recunoaște chiar pe Avram, pe Isaac și pe Iacob, când vom mânca și vom bea cu Hristos la masă. Domnul Iisus Hristos să te binecuvânteze, prietenul meu, vecinul meu, omule cu care cu tine am trecut prin multe lucruri și ce amintiri. E bine, hai să avem niște amintiri împreună cu Hristos, nu vrei? E bine,
mult har. Alin Loloș, pentru tine, prietene, prietene vechi, pentru tine, vecine, ne întâlnim pe stradă. Domnul să-ți binecuvânteze. Deși îmi doresc tare mult să ne întâlnim în Hristos. Pace ție!